Cu tencuiala căzută și picturile murale abia vizibile, așa arată astăzi una dintre cele mai frumoase biserici din raionul Criuleni. Ultima dată lăcașul sfânt a fost reparat capitala acum 3 decenii. De atunci și până astăzi, din lipsă de mijloace, bisericuța din Onițcani a ajuns să fie ocolită de enoriași care preferă să meargă în satele vecine pentru diverse ceremonii religioase. Parohul bisericii susține că lăcașul are nevoie de reparație capitală, în special de zugrăvire exterioară și de pictură în interior. Noi am păstrat până în zilele acestea așa cum se vede, dar mai departe nu știu cum acționăm. Dacă se face o pictură, e foarte costisitor. Dacă să ajung eu până când să fac pictura, e foarte mult greu, trebuie de lucrat aici. Localnicii spun că biserica a fost construită de strămoși și este un monument de arhitectură care ar trebui păstrat. Este un loc sfânt unde ne adunăm, ne rugăm. Cu ajutorul Bisericii lui Dumnezeu trecem peste toate relele. Funcționează biserica și cred că ar fi normal și bine ca o biserică să arate destul de frumoasă, atrăgătoare, îngrijită. Nu prea ajung bani să dăm ajutoare, trebuie reparații, mai ducem, mai prindem o lumânare pentru sănătate, ne mai rugăm pentru copii. Autoritățile susțin că nu dispun de resurse financiare. Într-adevăr, în satul Onițcani avem o biserică unicală, o biserică foarte frumoasă, cu hramul Sfântă Treime, care la moment necesită reparație capitală, însă nu se poate finaliza această reparație din motiv că noi nu dispunem de surse pentru reparație. În ce privește administrația publică locală, noi nu avem posibilitate de a aloca așa surse pentru reparația bisericii. În lipsa banilor, singura opțiune ar fi donațiile enoriașilor.